Pericole sunt însă peste tot. Anul trecut, de pildă, a fost atins un record de fructe și legume cu pesticide peste limita admisă, care au ajuns în România, în special din Turcia. 700 de tone au fost retrase de la consum în urma analizelor. Mai bine de jumătate din marfa cu probleme depistată în 2021 provine din Turcia, peste 475 de tone. Pe lista celor mai infestate, fructe și legume descoperite de inspectorii sanitari în transporturile provenite de la turci se numără lămâile cu 225 de tone, grapefruitul cu peste 100 de tone și dovleceii, roșiile și morcovii, fiecare cu peste 20 de tone. În plus, alte 225 de tone de fructe și legume cu pesticide au fost descoperite și în celelalte țări din care importăm, în principal din Egipt, Argentina și Ecuador. În aceste cazuri, la portocale, lămâi și banane au fost descoperite cele mai multe nereguli. Din păcate, cantitățile de alimente cu pesticide sunt mult mai mari în realitate. Recunosc chiar autoritățile, așa că vor dubla verificările în graniță. Astfel, controlele se vor face la 20% dintre transporturile de lămâi, portocale, clementine, mandarine și ardei. Iar la foile de viță de vie vor fi și mai dese, la jumătate din cantitate. Dacă depistăm pesticide în portocale din Turcia, următoarele 10 transporturi sunt verificate consecutiv și sunt reținute la frontieră. Dacă și în cele 10 se găsesc următoarele 30, pe lângă sancțiunile și denaturarea produselor. Pe lângă controlele din vămi, autoritățile spun că și șefii magazinelor sunt obligați să facă analize suplimentare la un procent din produsele pe care le expun. Iar dacă probele întârzie sau aceste verificări nu sunt făcute, inspectorii sanitari vor să mărească amenzile. Dacă este inscripționat, de exemplu, că s-a aplicat un tratament, atunci să nu consumăm coaja. În plus, la unele categorii de produse, va trebui prezentat la intrarea în țară și certificatul sanitar. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.